milonga para recordar, milonga sentimental. Otros se quejan, lloran, yo canto para no llorar. Analia Celis vine la Hunedoara. La 20 de ani de carieră artistică și 10 ani de tango, sunteți invitați la concertul extraordinar Tango Autentico, pe 19 mai 2024, ora 19, la Casa de Cultură din Hunedoara. Dansează profesorii școlii tango de la Alma din Timișoara. Intrarea publicului este liberă. Și lapte în coș. Lapte. Și scutece pentru puiul meu. Iar a căzunie tu. Nu-i nimic, da? Mai bine. Dă fuga la catena. Fac un pic de mișcare. Ah, da, că fac un pic de mișcare. Și ia și cardul cu tine. Și nici nu aștept livrarea. La Catena, aproape de tine, ai produse pentru copii la prețuri de online, indiferent cât cumperi. Supercom angajează ingineri de mediu. Experiența în domeniu constituie un avantaj. Cei interesați pot depune CV la sediul Supercom de la Peștiș numărul 21A. Detalii se pot obține la telefon 0747792085. Pune și lapte în coș. Lapte. Și scutece pentru puiul meu. Iar a căzunie tu. Nu-i nimic, da? Mai bine. Dă fuga la catena. Fac un pic de mișcare. Ah, da, că fac un pic de mișcare. Și ia și cardul cu tine. Și nici nu aștept livrarea. La Catena, aproape de tine, ai produse pentru copii la prețuri de online, indiferent cât cumperi. Trăiește curat! Colectează separat! Supercom susține campionii! Trăiește curat, colectează separat! Contribuie și tu la reducerea cantității de deșeuri. Depune deșeurile separat și compostează. Supercom susține campionii! Domnilor și domnilor, vă spun din nou, bine v-am găsit. Continuăm, cum spuneam, emisiunile noastre, ora exact, Antena 3 Deva, dedicate apropiatelor alegeri, campania electorală bate la ușă. Emisiunile noastre fac parte din ceea ce se numește pre-campanie, nu este cu mult deosebită din punctul nostru de vedere de campania electorală propriu-zisă, care mi se pare că începe pe data de 9 sau 10 mai. Așa cum spuneam în emisiunea precedentă, iată că invitatul ediției este
o persoană care dorește să obțină funcția de primar al orașului Simeria. Este vorba de domnul Dorin Ioan Mocan, candidat pentru primar la Simeria. Bine ați revenit în studio. Bine v-am găsit și încep prin a spune Hristos a înviat și doresc ca cei care ne urmăresc să bucure de timpul pe care îl vor petrece alături de noi. Da, așa sper și eu, și faptul că sunteți la un interval relativ scurt de timp, din nou într-o emisiune Antena 3 Deva, postul local cu cea mai mare audiență, mă face să cred că vă luați intențiile foarte în serios. Da, de când am hotărât să fac lucrul acesta, în general când am un obiectiv, îl iau foarte în serios și vreau să spun că îmi doresc lucrul acesta pentru că știu că pot să fac lucruri și asta dovedește faptul că eu sunt un om consecvent și foarte, să zic așa, dinamic. V-aș întreba din nou, pentru că ceilalți candidați sunt mai vizibili, să spunem, nu neapărat la Simeria, ci în general. Nu ați fost consilier, sunteți consilier local la Simeria, dar o scurtă fișă biografică, pentru că funcția de primar presupune o identificare mai mare a omului cu funcția. Da, sunt consilier local al orașului Simeria sau, din punct de vedere profesional, sunt director la SC Smart, SA sucursala Timișoara, și de o vreme conduc această companie și pot spune cu succes, și cei care ne privesc, în speță executivul nostru de la București, poate să confirme sau să infirme ceea ce spun eu aceea. Chiar în urmă cu 4 ani de zile am preluat această firmă, care la acea vreme era în faliment și lucrul acesta se vede din documente. Am preluat această firmă, convins fiind că reușesc să o scot din situația care era precară și să o duc la un nivel, zic eu, înalt și foarte înalt. Și am reușit. Câți angajați aveți în subordine? În subordine avem 88. De angajați. 88 de angajați. Deci să spunem că aveți abilitățile de lucru cu oamenii. Mie mi se pare cel mai greu să reușești să împaci pe toată lumea și să-i faci să lucreze pentru un scop comun. Da, din punctul ăsta de vedere pot spune că am un mare atu și spun și de ce. Reușesc să strâng oamenii în jurul meu și reușesc să fac echipă. Pentru că oamenii sunt foarte diferiți, pentru că noi suntem diferiți unul de celălalt, însă avem în noi fiecare câte un obiectiv. Sau avem, să zicem, lucruri pe care le putem face foarte bine. Așa că eu caut oamenii potriviți la locul potrivit. Și atunci, în acest caz, lucrurile merg nu bine, foarte bine. Să spunem că sunteți candidat independent. Și sperați să obțineți un număr mai mare de voturi decât primarul în funcție și unul dintre contracandidații lui, care par cei mai bine plasați, să spunem, pentru funcția de primar. Da, spun lucrul acesta pentru că, din punct de vedere al omului, eu am spus întotdeauna, omul sfințește locul. Și, în consecință, nu doresc să fac politică, eu vreau să fac administrație. Pentru asta sunt eu candidat independent la funcția de primar al orașului Simeria. Pentru că cred că pot să fac lucruri pe care acești oameni care în ultimii 12 ani au dat dovadă de incapacitate de a conduce un oraș atât de frumos cum este Simeria. Și mai mult decât atât, Simeria este, și am spus-o de multe ori, într-o postură foarte bună din punct de vedere al conurbației, cum arată Simeria, și din punctul acesta de vedere aș vrea să punctăm și faptul că la un moment dat exista un proiect la nivel de județul Hunedoara cu cele două orașe mari, Deva, Hunedoara, și cei doi sateliți, Simeria și Călanu. Eu cred că trebuie reînviat acest proiect, indiferent de cine va ajunge primar la Deva sau în celelalte zone, dar Simeria trebuie să facă parte din acest proiect, pentru că este foarte aproape, iar zona cum arată Simeria îi permite să se dezvolte într-un fel, să zicem, organizat. Altfel, oricum, într-un fel sau altul, Simeria se va uni. Dar este diferit să se unească așa la voia întâmplării, cum cetățenii reușesc, sau să fie într-un
plan bine organizat și cu lucruri organizate de către o, să zicem, o conurbație gândită la nivel de județ și cu sprijinul Consiliului Județean. Este, și eu sunt adeptul unei asemenea structuri administrative. Eu văd ca având, totuși păstrându-și atribuțiile sau păstrându-și localitățile componente cu primari, chiar dacă ei vor reuși să facă o structură funcțională, dar dumneavoastră, să spunem, ar trebui să aveți o relație foarte bună și cu orașul Călan, acolo să spunem că se face mai ușor, dar cu cei doi primari de localități mari, Hunedoara și Deva. Pentru că eu nu văd deocamdată o conurbație cu un singur primar, ci aceste patru localități într-o structură care să permită o cooperare foarte strânsă. Da, eu sunt convins că relația cu cei doi primari, în speță cu primarul Devei care va fi și cu cel de la Hunedoara, o să fie o colaborare nu bună, foarte bună, pentru că eu chiar reușesc să am o colaborare bună cu oamenii, în general cu oamenii. Așa că nu am o temere în sensul ăsta și pentru că ați, să zicem, ați pomenit de orașele din jur, aș vrea să fac o precizare vis-a-vis de un oraș care îmi place mie în apropierea Simeriei și aici vorbim de Orăștia. Orăștia, dacă ați fost în Orăștie acum, da. Vedeți că arată din ce în ce mai bine. Sau, spunem altceva, Orăștia cred că are cea mai elegantă capelă care am văzut-o vreodată. Vreodată, o capelă. Nu știu în România dacă o fi altă capelă. În Hunedoara, cu siguranță, nu este o capelă atât de bine organizată și cu o structură atât de frumoasă. Ai impresia că ajungi într-un palat acolo. Deci vorbim despre capelă, da. Nu știu, n-am capele, fost în capelă, n-am fost, capele, dar centrul Orăștiei asupra mea a produs și liniile generale de dezvoltare sunt foarte impresionate de ceea ce se întâmplă. Da, da, și aici din nou spun că omul sfințește locul, primarul de acolo, nici nu are importanță ce culoare politică are. Important este că acest om și-a dorit să dezvolte acest oraș și a reușit. Lucru pe care vreau să-l fac și eu. Și bineînțeles, o să am nevoie de sprijinul Consiliului Județean și cu siguranță îl voi avea, pentru că nu cred eu că, indiferent cine va fi Consiliul Județean, nu-și dorește să-și dezvolte un oraș. Nu cred așa ceva. În speță de data aceasta, domnul Nistor. Cu toate că, să zicem, Simeria a rămas în urmă, n-a rămas datorită domnului președinte. A rămas în urmă pentru că primarul de astăzi nu reușește să dezvolte Simeria. Acest om nu poate. Probabil că își dorește, dar deocamdată nu poate. A spus că de 12 ani, de fapt. De 12 ani. Acum am vorbit doar de ultimii 4 ani. Dar să ne uităm în spate. În ultimii 12 ani, Simeria nu s-a dezvoltat. S-au făcut câteva străzi asfaltate pe care le știe toată lumea, dar în două mandate, cum au avut Emir Râșteiu, în două mandate să asfaltez câteva străduțe, este nu puțin, foarte puțin. Sau faptul că n-a reușit să aducă niciun leu pe fonduri europene în 8 ani de zile este de-a dreptul strigător la cer. Deci în 8 ani de zile să nu aduci un euro pe fonduri europene, nu înțeleg ce își mai dorește să ajungă primar. Sau de ce își mai doresc o parte din simerieni care sunt aceia. Pentru că probabil că nu știu acești oameni că acest om n-a reușit să aducă un euro pe fonduri europene și nu spun de eu treaba asta. O spune președintele Consiliului Județean, o spun mai mulți, cei care știu lucrul acesta. Pentru cei care nu știu, pot să afle astăzi de la noi. Spuneați că sperați la o colaborare cu Consiliul Județean. Până la Consiliul Județean aveți și Consiliul Local și dumneavoastră candidați ca independent. Problema candidaților independenți este exact asta. În ce mod reușesc să transforme, să se facă sprijiniți de Consiliul Local, unde sunt foarte multe interese politice? Da, eu vă spun cu toată sinceritatea, reușesc să colaborez cu oamenii și asta mă face să cred că, indiferent ce Consiliu va fi după alegeri, o să am o colaborare nu bună, foarte bună cu consilierii. Pentru că acești consilieri sunt din localitate. Acești oameni își doresc să modifice această comunitate în care trăiesc și ei. Nemai având, să zicem, acea piedică care acum este în Consiliul Local, pe Emir Râșteiu, care gică contra la tot ce se întâmplă în Consiliu, eu pot să spun că dacă un primar este văzut ca un om corect, drept și cu viziune, nu cred că un consilier se împotrivește pentru a dezvolta comunitatea. Nu cred asta.
Și eu sunt omul care fac echipă, nu dezbin. Deci eu nu mă mut dintr-o barcă în alta când văd că se scufundă. Vezemir Râșteiu, care în momentul când a văzut că se scufundă barca Pro-România, a lăsat toată echipa acolo și a plecat în echipa PNL-ului. Părerea mea este că acești oameni n-au ce căuta în politică. Până la urma urmei, dacă ești om de echipă, nu-ți lași echipa, echipa pe care ai construit-o tu și te-a sprijinit la un moment dat, și sari în altă barcă cu gândul că acolo îți va fi mai bine. Sunteți, văd că sunteți foarte atașat de Simeria, sunteți simerian? Sunt născut la Simeria. Ați chiar născut la Simeria? Născut la Simeria, cu adevărat. Și spun lucrul acesta pentru că sunt singurul născut la Simeria dintre cei care sunt candidați la această dată și locuiesc în Simeria. Deci cu familia în Simeria. Și din nou sunt singurul care locuiesc în Simeria dintre cei care sunt candidați la această vreme. Da, deci asta ar fi un atu în favoarea dumneavoastră pentru că simțiți cumva pulsul orașului. Am mai spus-o. Dacă, spre exemplu, îți dorești să faci lucruri, cu siguranță te gândești și la binele tău. Păi nu poți să faci bine doar ție. Trebuie să faci bine și comunității din care faci parte. Inevitabil și tu vei fi părtaș la binele care îl vei face pentru comunitate, pentru că dacă străzile sunt aranjate, dacă canalizarea funcționează, nu? Dacă infrastructura este pusă la punct, altfel te plimbi pe stradă și te duci cu fruntea sus printre cetățeni. Dar dacă tu ești un primar care locuiește la Băcia sau la Deva, cu siguranță te urci în mașină după ora 3 și jumătate sau 4 când se încheie programul de servici și te duci direct acasă fără să te mai întâlnești cu cetățenii, că n-ai curaj să stai cu ei la discuții, nici la cafenea, nici la Carrefour, nici la Instant, unde te întâlnești. Eu mă întâlnesc cu oamenii pe stradă și oamenii mă întreabă, dom'le, dar după ce ajungi primar, o să mai stai cu noi de povești? Cu siguranță. Dom'le, o să stau, bineînțeles. Și am mai spus, ușa primăriei va fi deschisă pentru cetățeni. La mine, la servici, nu face nimeni anticamere, am mai spus-o. La primărie, la fel, nu o să facă nimeni anticamere. Vin oamenii acolo cu probleme, pentru că nu vin să te vadă neapărat. Oamenii vin cu problemele să le ridice și cine poate să le rezolve? Primarul. Primarul, bineînțeles, prin oamenii pe care îl are sub ordine. Deci nu poate primarul să rezolve problemele care sunt în urbe. Dar are subalterni care la rândul lor știu ce au de făcut. Altfel nu funcționează o primărie. O întrebare pe care, nu știu, poate v-am pus-o, dacă nu o pun de regulă tuturor celor care doresc să candideze în special pentru funcția de primar. Presupunem că o să câștigați alegerile în luna iunie. Mandatul efectiv începe din luna septembrie. Probabil știți că este un decalaj de 6 luni pentru că în 2020, din cauza pandemiei, alegerile au fost decalate. Și ajungeți la birou și spuneți, domnule, eu vreau să-mi fac o listă cu principalele 5 probleme pe care le are acest oraș. Care sunt cele 5 probleme? 1. Sensul giratoriu, obligatoriu sensul giratoriu, despre asta vreau să vorbim. Bani mai mulți pentru educație, asta îmi doresc cu fermitate. Anveloparea blocurilor, obligatorie, anveloparea blocurilor. Și aș vrea pe parte de cultură să ne gândim mai mult la partea asta de cultură pe care îi lăsată, să zicem, într-un fel deoparte și aducerea investitorilor pentru alocarea locuri și pentru joburi, pentru tinerii din Simeria și nu numai pentru tineri. Astea ar fi 5 priorități care va trebui să le punem în aplicare de îndată. Apropo de sensul giratoriu, chiar discutam, pentru că vin des la foarte mulți deveni, trec prin Simeria foarte, foarte des, indiferent, eu vin și cu bicicleta și cu mașina, de exemplu, chiar pe 1 mai mi-am dorit să fiu în parc, am fost cu bicicleta și după aceea zic, măi, îmi trebuie niște mici, vreau să-i mănânc în Simeria, trebuie să recunosc, mai le fac reclamă, este un local în piață, unde am găsit niște mici excelenți acolo și niște doamne amabile, da? Și când am venit, am zis neapărat trebuie făcut giratoriul ăla, pentru că dacă dorești să ieși spre Orăștie, da, poți să stai acolo mult și bine. Da. Deci, vis-a-vis de sensul giratoriu, eu sunt cel care am spus chiar din prima lună de mandat de consilieri, i-am propus primarului în exercițiu, domnul primar,
Până când o să fie bani pentru un sens giratoriu, cum vreți dumneavoastră, foarte mare, impresionant, să facem un sens giratoriu din segmente, cum este în toată lumea. Și nu vorbim doar de România. Unde ne ducem, în Regatul Unit, în America, oriunde ne ducem noi, sunt sensuri giratoriu din segmente. Și putea fi fluidizat traficul, în consecință oamenii nu mai stăteau atâtea ore în șir acolo să iasă din Simerea. Nu a vrut acest lucru, uite-te că au trecut deja 4 ani de zile, aproape azi mâine, și ne confruntăm cu aceeași ieșire greoaie din Simerea, pentru că nu a vrut domnul primar. Dar cei de la drumul național ar fi fost de acord să înființeze, să facă un sens giratoriu provizoriu, să spunem? Păi nu există, nu e de acord. Pentru că toată lumea își dorește fluidizarea traficului și pentru ei era bine. Pentru că se întâmplă tot felul de accidente acolo în zona aia. Și mai ales pe DN-ul ăla, de la intrare în Simerea și până la sensul giratoriu de la ieșire din Simerea, sunt accidente destul de grave. Deci ar trebui toată lumea să fie de acord și nu cred că cei de la drumul n-ar fi fost de acord. Dar dacă nimeni n-a făcut niciun fel de demers, ei nu vin singuri să spună, haideți domnule că vă facem noi sensul giratoriu, că primarul vostru nu știu ce face acum. Deci nu e regulă până la urmă. Veți avea în curând o gară foarte modernă. Sperăm să vedem și trenurile trecând cu 120 de km pe oră, care nu e o viteză chiar fantastică pentru Europa, dar pentru România este. Pentru România este, da. Deci gara din Simerea este, să zicem așa, o emblemă, să zicem, a orașului și până la urmă nu este de ascuns faptul că a fost un nod de cale ferată foarte mare. Da, da. Până în urmă cu câțiva ani a fost, cred că pe locul 3 în România, ca și nod de cale ferată, Simerea. Acum Simerea este o gară care este reabilitată, să zicem așa, da, dar a rămas structura. Ea este acolo, structura, și arată foarte bine. Sper să fie cât de curând inaugurarea și cred că și dumneavoastră să fiți invitați acolo, să participăm toți la acest eveniment, care până la urma urmei este de bun augur pentru toți cetățenii, nu doar pentru Simeria. Nu doar Simerea se bucură. În curând, ieri am venit la București, în curând va fi mai rentabil dacă se dă măcar o parte din căile astea ferate, să merge la Deva, la București, din nou cu trenul. Pentru că deja Valea Oltului și Valea Prahovei devin așa, ieri am plecat, totul arăta perfect și după aceea am stat pe Valea Oltului o oră și ceva acolo, am făcut 6 ore și jumătate, începe să mergi cel puțin în tren, te legi la internet și te uiți la filme. Și stai liniștit și privești natura. Și tot atâta timp. Da. Acum vă dați seama că eu, din poziția în care sunt eu de director pe partea asta de vest a țării, mă duc foarte des la București. Și aceeași situație o întâmpin și eu. Și de multe ori, să zicem așa, sunt grăbit, sunt presat de timp. Nici nu mai știu cum să plec. Câteodată plec la 2 noapte, altă dată la 3, altă dată la 12, când vreau să ajung neapărat la ora 8 în București. Păi trebuie să pleci la 12 noaptea negreșit. Trebuie să pleci și mai devreme, și la 11, ca să fii sigur că ajungi la ora care ai nevoie. Pentru că intrăm în videoconferințe, intrăm cu dispecerii naționali, sistemul energetic este foarte diversificat. Deci firma este în energie. În energie, da, sigur că da. Da. Deci asta fac eu. Sunt energetician de 38 de ani, asta am făcut toată viața și pot să spun că este o meserie plăcută, frumoasă și mai mult, este vorba de disciplină. În sistemul energetic nu există greșeli. Nu poți să greșești în sistemul energetic decât o singură dată. Cine a greșit o singură dată a plecat dintre noi. Păi vorbați de disciplină și la Simerea ar trebui să fie disciplină, pentru că se spunea că CFR-ul este a doua armată. Da, din punctul ăsta de vedere, da, Simerea este... Nu știu acum, dar atunci era. Așa este și acum. CFR, partea asta de energie electrică, este într-adevăr o a doua armată. Eu vă spun că în momentul când au venit acum sărbătorile pascale, noi au trebuit să facem comandament și oameni care știu ce au de făcut pe centre. Centrul Deva, centrul Reșița, centrul Timișoara, centrul Arad, fiecare, comandament. Câți electricieni ai, câți macaragii ai, câți șoferi ai, fiecare intervin când sună telefonul. Acești oameni, 24 din 24, răspund la telefon. Aceeași treabă este și la CFR-ul. De-aia spun de multe ori despre CFR-ul. CFR-ul, să zicem așa, ceferiști în spețe, au construit Simerea. Ceferiștii și cei de la Marmosim.
Și cu toate astea, la Simeria nu mai există astăzi ziua ceferistului. Și eu insist că trebuie să fie din nou activată ziua ceferistului și ziua mărmurarului, care mărmurare ăștia... Aia o țin minte și eu, da. Da. Vă dați seama că am spus-o. Acești oameni nu sunt niște cioplitori doar, sunt artiști. Eu am văzut opere de artă făcute de acești oameni. De aia trebuie să respectăm și să-i punem în valoare până la urma urmei. Asta trebuie să facem. Eu mă gândeam că, apropo de ce spuneați dumneavoastră, sunt foarte de acord și având în vedere că un nord foarte important de cale ferată Simeria, iar calea ferată Simeria Petroșani a fost una dintre primele construite pentru a fi adus minereul de cărbunele la Hunedoara și la Călanda, se păsează încă depoul din Simeria, care e foarte interesant construit și nu știu dacă s-ar putea preta acum, dar să fie el muzeu, dar o parte, pentru că dacă v-ați dus în Teiuș, un orășel mult mai mic decât Simeria și plasat nu așa bine lângă autostradă, are un mini-muzeu cu locomotive de tot felul acolo. Și cred, s-a făcut și la Simeria au fost o intenție de a pune o locomotivă care a tot fost mutată pe o grămadă de bani, că nu s-a analizat amplasamentul. Și acum, să zicem, există o tensiune în sensul acesta, că locomotiva n-ar fi... E pe teren privat, mi se pare. Da, și nu e autorizată. Nu știu de desubturile astea, pentru că la vremea aceea nu eram nici consilier, nu eram nici în poziția de candidat de primar. Acum am făcut ceva săpături. Să zicem că, până la urma urmei, acea locomotivă a avut acceptul celui care are terenul, dar se pare că nu există un act în sensul ăsta. Deci dacă nu este un act care să dovedească, până la urma urmei discuțiile sunt una și actele sunt altele. Sunt alta. Altele, da. Pentru că sunt foarte multe, am fost o dată ca ziarist acolo, sunt foarte multe locomotive de prin anii 70-80 care ar fi o încântare a copiilor să vadă și în depou și poate s-ar putea găsi cel puțin o parte să devină așa un muzeu în aer liber care ar atrage categoric, pentru că atuul principal al Simeriei din punct de vedere turistic eu cred că este și rămâne parcul. Da, deci parcul dendrologic, bineînțeles că trebuie pus în valoare indiferent de, să zicem, cheltuieli. Nu putem spune permanent că noi nu avem bani. Asta este o lozincă veche, până la urma urmei toată lumea asta spune, nu sunt bani. Nu avem nevoie doar de bani. Ca să faci lucruri, ai nevoie de bunăvoință și de implicare. Despre asta este vorba. Trebuie să fii un primar implicat. Un primar care să-ți dorești binele comunității, este un om care în momentul când are o problemă, nu spune, domnule, nu se poate rezolva. Nu găsește soluții. Primarul ăsta este omul care are soluții. Iar eu spun totdeauna că eu nu am probleme, am soluții. Problemele le au alții. Probabil matematicienii. Da, spuneam de parc pentru că sigur că mă bucur de fiecare nouă investiție în turism, privată sau de stat, ca să zic așa, în județ. Și făceam o comparație, o sări să spun, cu Giardinii di Zoe, da, care e pe teritoriul comunei Hărău și câtă lume este acolo și spuneam că foarte bine că este, dar parcul de la Simeria trebuie să aibă cel puțin la fel de mulți vizitatori, pentru că e mai mare, mai spectaculos și iată că există niște lucruri pentru care nu merg chiar cum trebuie. Sigur că da, vă dați seama că avem în incinta parcului acel conac. Da? Prima alee de castani a fost construită de către regat. Deci, de ce nu am invitat, spre exemplu, un domn din partea regatului? Zice, dumneavoastră, haideți... Regatul Unit. Despre englezi. Haideți să chemăm un domn de acolo, un consul, spre exemplu, haideți, domnule, până la Simeria, să vedeți parcul care a fost construit după gândirea voastră, să vedeți cum arată parcul. Și prin asta, bineînțeles că odată aducem un plus valoare parcului, iar cetățenii simerieni, da, vor veni și ei, bineînțeles, în număr foarte mare, pentru că vine, să zicem, un om care impune o anumită prestanță. Sunt oameni care în viața lor aduc plus valoare comunității prin însăși prezența lor. Deci se pot face lucrurile acestea. Deci primarul care este în exercițiu trebuie să gândească la oameni care la rândul lor aduc oameni în jurul lor. M-am întrebat foarte des, să știți,
și nu știu, vă întreb și pe dumneavoastră, poate știți, poate nu, dacă există relații instituționale între primăria orașului Simeria și Institutul de Cercetări, ICAS, cum se numește, Simeria, Rom-Silva, mă rog, de care aparține parcul. Pentru că eu cred că printr-o colaborare instituțională acest parc poate fi pus în valoare. Nu știu că primăria nu e a meu, e a nostru. Din ce am aflat eu, se pare că au fost ceva încercări vis-a-vis de ICAS. Și dar... fiți la Cluj, parcă. Da, la Cluj. Dar eu spun că n-au fost făcute atât de insistent încât ICAS-ul să fi spus da, hai să facem un parteneriat cu primăria Simeria. În consecință, eu dacă ajung primar, cu siguranță voi avea un parteneriat cu ICAS și cu Rom-Silva. Indiferent de, să zicem, greutățile care vor trebui să trecem pentru a ajunge în acest parteneriat. Pentru că Simeria are potențial, am spus-o și repet, iar parcul dendrologic trebuie să fie pus la nivelul pe care merită. Nu este pus în valoare la nivelul pe care merită. Iar noi, cei care pentru o vreme sprijinim și reprezentăm comunitatea, trebuie să facem acest lucru cu orice mijloace. Am mai discutat puțin cu dumneavoastră în emisiunea trecută despre faptul că Simeria a fost percepută la un moment dat ca un fel de zonă rezidențială pentru DEVA. Da, așa este. Și de ce spun lucrul acesta? La Simeria, casele, dacă ați văzut străduțele, cum sunt foarte bine organizate, toate sunt la 90, deci un drept peste tot. Și casele la Simeria, de data aceasta, se ridică ca și prețuri la nivel de DEVA. Și atunci parte din cei care, să zicem, și-au dorit liniște, s-au mutat la Simeria. Este un oraș, să zicem așa, nu chiar burghez, dar în aproape, spre apropiere. Deci oameni, sunt oameni așezați, oameni liniștiți, dar la această vreme sunt oameni nemulțumiți de felul cum este gestionat la această dată Simeria. Și vorbesc de 12 ani încoace. Simeria suferă. Pentru că acești oameni au zis, domnule, ne ducem la Simeria, este un oraș mic, liniștit, dar sperăm să se dezvolte. Lucru care de 12 ani nu s-a întâmplat. Da, nu orice investiție se potrivește oriunde. Și aici, pur și simplu, așa, la un moment dat, discutând cu prieteni, am ajuns la concluzia că acel centru de afaceri din Simeria, care arată foarte bine... este, mi se pare că sigur, bunele intenții pot exista, dar fără o analiză, că dumneavoastră dacă vi se cere să faceți o investiție, să vă cumpărați un avion privat la firmă, ați putea fi tentat să ziceți, domne, de ce să mai merg la București cu mașina să plec la 11 noaptea, pentru că plec cu avionul și ajung în 40 de minute. Da. Dar în termen de oportunitate, s-ar putea, domne, cât costă întreținerea unui avion? Păi cu cât zbor eu, avem cazuri celebre, știu eu, mă duc tot anul la București, așa. Centrul ăla de afaceri mi s-a părut mie supradimensionat pentru Simeria, dar, cum spuneați dumneavoastră, trebuie, el o fi fost o problemă, trebuie găsit o soluție. Pentru că nu știu dacă este profitabil, ca să zic așa. Da, din punctul ăsta de vedere, eu spun că acest parc de afaceri, cum îi spunem noi la Simeria, ar putea fi, să zicem așa, pus în valoare altfel. Și anume, ar trebui pus, să zicem, la dispoziția unui investitor, care vine la Simeria și spune, domnule, eu aduc 50 de locuri de muncă, dar am nevoie de atâția metri pătrați în spațiul ăsta. Iar noi ca și comunitate, în speță eu ca și primar, spun, da, domnule, îți spun cu titlu gratuit 5 ani de zile, dar tu îmi dezvolți comunitatea. Și cum dezvolți comunitatea? Păi, prima dată, trebuie să vină oameni care gândesc. Și mă gândesc în mod deosebit, să zicem, la oamenii care au viziune, pentru că nu poți să dezvolți cu oamenii care nu au viziune. Și oamenii aceștia sunt potriviți pentru alte munci. Dar oamenii care au viziune aduc plus valoare comunității și noi avem nevoie de acești oameni. Pentru asta trebuie să punem la dispoziție acestor investitori cu titlu gratuit, dom'le, atâția metri pătrați ai în acest parc, dar tu vii cu cel puțin 50 de oameni care gândesc pentru Simeria și pentru binele comunității. Spunea în emisiunea precedentă, unde a fost invitată Alina Miteloaie, folosea ce oamenii vor salarii bune și la bandă nu se câștigă salarii mari. Ce trebuie să ai, dumneavoastră conduceți o firmă performantă din energie, confirmați că la bandă nu se câștigă salarii mari? Oh, da, nu, sigur că da. Acolo oamenii muncesc,
Da. Doar pentru a trăi. Deci este greu să spunem despre oamenii aia care au muncă asiduă că se dezvoltă. Nu se dezvoltă. Ei muncesc doar pentru a trăi, din pentru nefericire. Vorbeați de centru de afaceri, de parcul de afaceri, unde ar trebui oameni care nu fac... Nu bandă. Nu despre bandă vorbim. Despre oameni care au o viziune, oameni care gândesc, oameni care îți puși pe dezvoltare. Ne gândim la oameni care vor să dezvolte comunitatea în care trăiesc. Bineînțeles că este nevoie și de oameni care să lucreze la bandă, cum de altfel este nevoie și de oameni să lucreze în agricultură și spun lucrul acesta prin prisma faptului că eu am și o mică afacere de familie, să zic așa, o fermă de vaci cu oi și acolo e nevoie de oameni. Deci trebuie să ai oameni pentru că acele animale au nevoie. Deci atât că și în zona privată v-ați dus personală, ca să zic așa. Da, pot să spun că din punctul ăsta de vedere sunt privatizat într-un fel sau altul din 93. Deci, de 30 de ani, sunt privatizat într-un fel sau altul. Am avut și firmă de construcții, am făcut și transport persoane cu autobuzele mele private, am făcut tot felul de lucruri, dar am rămas permanent, să zicem așa, angajat în sistemul energetic pentru că mi-a plăcut partea asta de energie. Efectiv, am iubit-o. Acum, să zicem, la momentul acesta, n-am unde să urc mai sus, că nu-mi doresc să ajung nici secretar de stat în energie, nici altfel de posturi nu mizez. Director la Mintianu, v-ar plăcea? Nu. Nu. De ce? Nu. Deci, da, vis-a-vis de Mintia, pot spune că să încep lucrările la Mintia, totuși, da. Dar nu sunt eu, să zic așa, foarte mulțumit de ce s-a întâmplat cu Mintia, pentru că s-a vândut la un preț derizoriu, Mintia. Dar investiția spune, adică investiția va fi, sperând că se va realiza, cea mai mare din țară ca valoare, 1 miliard de euro. Da, așa este. Da, știu amănunte despre Mintia, nu știu dacă e potrivit să le spun sau nu, pentru că am făcut parte dintr-o comisie care a fost, să zicem așa. A, deci știți din interior. Știu ce e acolo, dar cred că nu e momentul acum să dezvoltăm asta. Da, măcar așa, să fim optimiști sau pesimiști? Nu, putem fi optimiști. Putem fi optimiști. Da, pentru că vin niște construcții foarte moderne la Mintia, cred că cele mai moderne din țară o să fie, dar o parte din lucrările care vor fi acolo și eu cu firma pe care o conduc, o să avem de lucru acolo, da? Și pentru asta, să zic așa, sunt mulțumit că directorul Siemens pe România a plecat tot de la firma la care lucrez eu, domnul Rușeț, Petru, este director pe România la Siemens. A, deci aveți conexiuni deja. Avem conexiuni, da, și bineînțeles că l-am contactat și am zis, domne, bineînțeles că lucrăm la aceeași firmă cu mine, sper că ne dați și nouă un pătrățel acolo, pentru că sunt bani frumoși. Și eu, dat fiind faptul că am fost antreprenor din tinerețe chiar, mă gândesc permanent la venituri. Eu mizez pe venituri. Ce venituri aduc la firma la care eu lucrez? Deci, asta chiar mă bucur că am deschis puțin discuția, deși colateral. Deci, Mintia trebuie privită cu optimism. Cu optimism, sigur că da, cu optimism. Chiar dacă, să zicem, eu n-am fost mulțumit de bănuții cu care s-a dat Mintia. Da. Vis-a-vis de știam ce investiție acolo, știam ce există în interiorul Mintiei, pentru că ce are în interior costă mai mult la fer vechi. La fer vechi costă mai mult, dar mă rog... Da, să mă duc combinatul la perzi de apartament, așa că... Deci, ce să vorbim? Da. Apropo de energie, aceste energii alternative, energii verzi, parcuri fotovoltaice, că la noi nu prea sunt astea cu elicile, cu vântul. Da, se vor face un parc fotovoltaic, să zicem, în apropierea noastră, la Arad, unde din nou să fim noi parteneri ca și oameni care lucrăm acolo, în partea asta... Și la Simeria nu este loc? Ba da. La Simeria, da. Și eu propun ca parc de fotovoltaice să fie făcut pe partea de pășune, de Măgura Uroiului, unde este o pășune considerabilă în jur de aproape 100 de hectare, dintre care 48 de hectare sunt sit arheologic. No, pe partea asta de sit arheologic nu cred că o să putem construi. Dar avem 50 de hectare pe care se pot face fără niciun fel de probleme panouri fotovoltaice, din care vor veni bani spre bugetul local consistent. Cât s-ar putea produce pe 50 de hectare?
termen de putere instalată sau cum se spune? Eu zic că ne putem aduce undeva spre 500 de megawatts. Ceea ce e foarte mult. Foarte mult. Mintea în perioada ei de glorie avea 800. Avea 800, da. Avea 800, a și mers cu 800, da. Mintea. A funcționat, da. Avea 5 grupuri, iar să zicem că cu 5 grupuri n-a mers niciodată Mintea, dar cu 6 grupuri știu că a mers, cu 3 grupuri din 5. Da. Da, le știu. Am și văzut când mergeau acele manometrelor și avolmetrelor, când băteau la maxim și a zis, uite, Mintea funcționează foarte bine. Eram bucuroși toți pentru că funcționa. Dar se pare că nu s-a mai dorit acest lucru, deși cred că am fost printre primii din Europa care, să zicem așa, am redus energia din cărbune, să zicem așa, și am trecut pe energii regenerabile, să zicem că ne gândim la gaz, care nici aia nu e o soluție până la urma urmei, nici gazul nu e o soluție, panourile fotovoltaice și eolenele. Ar putea panourile să alimenteze Simeria în termen de iluminat public? Da, nici nu e nevoie de măgura uroiului. Nu. Eu le văd alea altfel. Vis-a-vis de Simeria. Sunt toate blocurile din Simeria pe care se pot pune panouri fotovoltaice. Tot ce avem Dar noi. Dar cine să le pună? Poate să le pună primăria, spre exemplu. Parteneriat cu asociațiile de proprietari, bineînțeles, beneficiază și ei, și ei să beneficieze de iluminatul de pe scară, da? Și iluminat public. Iar energia care este în plus sunt contoarele de prosumator și injectăm în rețea. Deci eu așa o văd Simeria. Fără cheltuieli, din punctul ăsta de vedere. Și mai, acum ne gândim, să zicem, un pic mai departe, la fără cheltuieli. Aduc în scenă faptul că, să zicem, Bârcea Mare și Sfânt Andreiul sunt vitregiți de faptul că deponeul ăla ecologic este acolo aproape de ei. Și dacă mergeți acolo dimineața la 4, la 5, la 6, este un miros destul de greu care vine acolo. Iar cetățenii de acolo nu beneficiază de absolut din niciun drept, comparativ cu primăria Băcia, care au reducere la gunoi 40%. Păi de ce să aibă Băcia 40%, iar cetățenii de la Bârcea să nu aibă niciun cent? Pentru că și acești oameni suportă acest, să zicem, miros destul de greu și nu au niciun beneficiu. Deși s-au împotrivit la acea vreme. Dar primarul în exercițiu de acea vreme, Emil Râșteiu, n-a ținut cont de dorința cetățenilor și a acceptat pe raza OAT-ului Simeria acest deponeu care nu le-a adus un plus valoare, din contră, e un miros insuportabil, nu vorbim de ciorile care le strică culturile la oameni și asta spun din experiență că am cultivat și deci eu. Deci ceva foarte serios, foarte nu așa serios. Moft. Da. Nu e foarte serios, vorbim de lucruri foarte serioase. Deci sunt lucruri care s-au făcut, să zicem așa, pe picior, fără să fie consultat, să zicem, publicul larg, fără să fie oamenii de acord cu ce se întâmplă pe raza localităților. Deci până la urmă a fost un abuz, eu așa îi spun. Da, de asta este prima dată când aud, n-am știut nici de reducerea aplicată la tarife pentru cei din Băcia, n-am știut că cei din Bârcea sunt atât de afectați de... Da, Bârcea Mare, da. Da, Bârcea Mare. Am fost, acum să zicem, ultimele zile prin Bârcea Mare, am discutat cu cetățenii și cetățenii foarte indignați, la un moment dat zice, dom'le, bun, o să veniți primar la Simeria. Dar s-o gândi cineva să ne facă și nouă reducere la gunoi. Păi zic, de ce să vă facă reducere? Cum de ce? Păi, doamne, noi avem un miros aici insuportabil. Doamne, și zic, fii atent cum facem. Zic, într-o dimineață am să vin aici. Spuneți-mi când să vin. Păi zice, doamne, ai dimineață. Mie dimineață. Vin. Dimineața la 5 am fost acolo. La Bârcea Mare. Într-adevăr. Dimineața miroase cel mai tare. Doamne, zic, aveți dreptate. Aveți dreptate. Eu o să mă ocup de treaba asta. De reducere nu 40% la gunoi, 50%, 60%. Deci nu e posibil ca acești oameni să sufere acest miros toată viața lor și să nu aibă niciun beneficiu. Nu e posibil. Plus că o parte din ei, nu vorbim că n-au canalizare la Bârcea Mare. Nu sunt toți legați la canalizare. Deci sunt sincope maxime la nivel de OAT Simeria. Și sunt lucruri care sunt lăsate de 12 ani, nu vorbim de ultimii 4 ani. De 12 ani.
Sunt lucruri nefăcute. Oamenii m-au spus așa, domne, la noi, primarii, vin odată la 4 ani. Păi cum? Atât. În rest, nu ne caută nimeni niciodată. Odată la 4 ani. Nu-i posibil așa ceva. Nu-i posibil. Eu, din punctul meu de vedere, eu dacă reușesc să ajung primar și Dumnezeu hotărăște lucrul acesta, eu nu spun că o să mă duc, să zicem, lunar acolo, dar cel puțin odată pe trimestru trebuie să ajung în fiecare sat. Pentru că satele au majoritatea școli care sunt în paragină. Aranjăm școlile, le conservăm ca să putem să ne întâlnim undeva. Unii ne întâlnim cu cetățenii. Am văzut că cetățenii de la Simerea Veche se întâlnesc, știți unde? În capelă. Acolo este locul unde se întâlnesc. Și probabil că nu arată ca cea de la Orăștie. Nu ca cea de la Orăștie, dar este, mă rog, totuși curată, loc, că da, e nouă. Da. Dom'le, zic, nu-i posibil. Deci, Simerea Veche are o școală impresionantă. Am fost acolo. Plouă în școală. Mizerie de nedescris. Și am întrebat, de când e asta așa? De 10 ani, de 12 ani. Nu se poate. Nu se poate așa ceva. Imposibil. Deci noi trebuie să conservăm ce avem noi. Am fost la școala de la Cărpeniș. Mai rău. Mai rău ca și acolo. Plouă peste tot. Ușile deschise. Vandalizat tot. Păi, doamne, ce te costă pe tine ca primar să faci curățenie, să refaci acoperișul, închis, camere de luat vederi peste tot și cu asta, bă, asta e terminat, doamne. Păi nu poți să lași o școală atât de impresionantă să se dărâme, să se facă parcea-parcea, pentru că tu ca și idil n-ai nicio treabă. Nu există. Pentru ce ești acolo atunci? Nu văd motivul pentru care ți-ai dori să fii conducătorul unui AT dacă nu te gândești în mod deosebit și la satele aparținătoare. Nu poți să te focusezi doar pe Simerea. Bineînțeles că și Simerea arată cum o vedeți. În clipa de față, Simerea nu este cosită. Deci nu este cosită. Iarba este și de 1 metru. Ce să spunem? Ce să spunem despre cei care ne conduc? Da, chiar îmi spuneau niște rude care lucrează acolo că sunt probleme cu salubritatea. Da. Probleme. Nu sunt probleme. Da. De ce sunt probleme? Pentru că noi am aprobat acum în ședința de Consiliu ca cel care se ocupă în speță de cositul ierbii să fie penitenciarul de la Bârcea. Am făcut acest demers, îi făcut de o lună de zile și cu toate astea orașul nu este cosit. Păi ce să facem altceva? Cu cine să vorbim? Pentru că dacă, spre exemplu, eu ca și cetățean îmi doresc să curăț o ateu ca aș face lucrul ăsta din proprie inițiativă, nu am voie să lucrez pe domeniul public. Imediat vine poliția comunitară. Ce cauți pe domeniul public? Păi, domnule, eu nu vreau să fac neapărat treaba asta, dar dacă voi nu o faceți, lăsați-mă pe mine. Nu te lasă. Deci suntem pur și simplu blocați acolo în mizeria în care suntem acolo. Pur și simplu blocați. Da, încheiem aici emisiunea, această ediție. Într-adevăr, îmi dau seama că nici n-am mai intervenit pentru că ați creionat deja o plajă foarte largă de probleme care nu merg bine și care în viziunea dumneavoastră pot fi corectate. Având în vedere că începe campania, vă mai așteptăm la noi în emisiune și ca tuturor și ca de fiecare dată în campania electorală, sănătate și succes. Mulțumesc, mulțumesc și cu mare drag vin în emisiunea dumneavoastră și recunosc că, să zic așa, vă apreciez pentru faptul pentru că sunteți imparțial. De aceea zic că Dumnezeu să vă poarte de grijă. Mulțumesc la fel și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, invitatul ediției de astăzi, ora exact la Antena 3 Deva, a fost domnul Dorin Ioan Mocan, candidat independent pentru funcția de primar al orașului Simeria. Le mulțumesc colegilor pentru asistență tehnică, vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția cu care ne urmăriți. La revedere, toate cele bune tuturor! Iohannis, președintele Joe Biden are o miză foarte, foarte mare. De la noi veți afla în această seară cele mai importante informații legate de această întâlnire, legate de modul în care sunt abordate cele